vrei să mergeți din România în Germania în mai puțin de un minut, haideți după mine. Suntem la etajul 7, etaj renovat de noi complet. O să vedeți aici hematologia pediatrică, nefrologia pediatrică, holul dintre ele, navă spațială. O să vedeți cum arată, o să vedeți ce am făcut, ce material am pus și tot. Haideți după mine. Răzvan, inginerul nostru, cel care a lucrat la nefrologie, mă rog, toată firma lui. Aici este nefrologia pediatrică. Uși, automate, tot. V-am zis, navă spațială. Navă spațială, mașină germană. Secția clinică de pediatrie este hematologia pediatrică. Da? Transplantul medular nu este făcut de noi, era dar tot etajul este renovat, tot etajul arată ca un spital, așa cum noi credem că le vom face pe toate. Ne aflăm pe secția de nefrologie pediatrică și astăzi împreună cu Răzvan o să vă arăt ce am făcut. Salutare, Răzvan! Pare bine! El este Răzvan Șchiopu, administratorul firmei Tuer Project, care s-a ocupat de întreaga renovare și o să ne spună mai în detaliu ce am făcut. Secția era cu faianță, zugrăveală veche, aproape demolată. Nu putea fi considerată septică, sărestrele erau degradate. S-a schimbat absolut tot. Ușile saloanelor au fost și ele schimbate și sunt rezistente la foc 90 de minute pentru fiecare salon în parte. Ferestre, finisaj pereți, suportul acestui finisaj, pentru că ce exista nu era posibil să fie folosit. S-au făcut unele schimbări în organizarea saloanelor pentru a fi mai ușor de întreținut, mai ușor de accesat. S-a upgradat și accesul personalului, pentru că în mod normal regulile spitalice spun că trebuie să respecte o traiectorie a personalului, să intre pe o parte, să iasă pe cealaltă, ca să fie mai septic și mai igienic. S-a folosit un duro PVC, un material rezistent la lovituri și antiseptic cu proprietăți bactericide. După care, pentru persoanele cu dizabilități, s-a montat această balustradă care nu exista înainte. Rampele de acces, acelea s-au făcut în băi, unde este o diferență de nivel și persoanele cu dizabilități să aibă acces la toaletele din fiecare salon. S-a schimbat instalația electrică de la zero în toată aripa. Foarte veche, cablurile erau din aluminiu. De 30 de ani sigur nu se mai folosește aluminiu. Tabloul de siguranță este făcut nou ca să corespundă normelor. Măsurile de siguranță au fost respectate de la A la Z, inclusiv senzorii de incendiu, gaze medicale s-au făcut de la zero. Existau gaze medicale, dar nefuncționale. S-a făcut pe ultima generație de aparatură pentru gaze medicale, adică sunt rampe la fiecare pat, rampe de oxigen. S-a făcut un tablou de distribuție al gazelor medicale, ceea ce nu mai există în restul spitalului. În caz de avarie pot fi întrerupte de la nivelul secției, nu trebuie tot spitalul. Toate saloanele au acum băi, ceea ce nu aveau înainte. Asta. Nu s-au montat pentru fiecare baie boilere, pentru a nu crește consumul de energie inutil. S-au montat boilere de 100 de litri, de 200 de litri, grupând câte 2-3 băi, dar fiecare baie din această aripă are apă caldă. Am făcut modificări și la instalația de încălzire, unde s-au montat calorifere antiseptice. Este un model de calorifer special conceput pentru spitale, pentru a nu se strânge praf și bacterii între elemente lui. Pe lângă celelalte echipamente aduse de Fundația Metropolis, a fost și un echipament de spălare a urinarelor, care este montat în zona de curățare a secției, unde vin și sunt curățate septic aceste urinare, nu se mai spală cu mâna, sunt spălate automat, nu sunt mulți investitori care să dorească să facă lucru atât de bine. Aici s-a dorit să se facă calitate și s-a respectat. Așa s-a lucrat la secția de nefrologie pediatrică. Mulțumim tuturor celor care au donat inițiativei Fundației Ion Țiria, care ajută toate secțiile astea pediatrice prin dublarea numerelor de SMS, dar dublarea aia doar cu voi se poate. 8845 cu textul facem sau 8864 cu textul facem. Dacă vreți să donați 2 sau 4 euro, puteți redirecționa, puteți să ne urmăriți, puteți să urmăriți Fundația Metropolis, să întrebați cum puteți ajuta. Sunt foarte multe feluri, rămâneți alături de noi, vă mulțumim!